În timp ce călătorea, acest bărbat a văzut un pui de leneș care a căzut din copac. L-a luat ușor și l-a dus sus unde se afla mama lui, care încerca să se ducă să îl ia. Știți, leneșii se mișcă extraordinar de greu și cu siguranță i-ar fi luat o grămadă mamei să ajungă până jos ca să ia puiul, așa că ia uitați, l-a dat, l-a îmbrățișat și leneșul chiar l-a ținut de mână pentru un moment pe bărbat, probabil mulțumindu că i-a ajutat puiul și că i-a dus-o înapoi. Sincer, un gest absolut incredibil.